Premiantul bugetului de stat este președintele executiv al Exim Bank, Traian Halalai. El câștigă un salariu colosal de la banca cu capital de stat, 20.000 de euro pe lună. Declarația de avere a lui Halalai este o veritabilă agendă imobiliară. Halalai deține locuințe care însumează o suprafață de aproximativ 1.000 de metri pătrați. În plus, este și foarte darnic, împrumutându-și un prieten cu peste 300.000 de euro. Exim Bank este o instituție care trebuie să financeze companiile românești să facă export. Un alt bugetar de lux este Leonardo Badea, președintele ASF, Autoritatea de Supraveghere Financiară. Acesta, spre deosebire de șeful Exim Bank, a câștigat de la ASF doar 15.700 de euro lunar. Radu Ghețea, fostul președinte al Consiliului de Administrație al CEC Bank, și-a trecut la secret salariul din 2018, dar se pare că acesta a câștigat 1,2 milioane de lei, adică aproximativ 21.000 de euro lunar. Mai mult, fostul șef al CEC-ului are și o pensie de aproape 4.000 de euro pe lună, așa că statul îi virează lunar în conturi 25.000 de euro. Radu Ghețea a devenit celebru când cecul i-a dat Ioanei Băsescu un împrumut uriaș pentru a achiziționa moșia Nana, fără ca aceasta să treacă măcar pe la bancă.